În contextul rezultatelor obținute de România la programul pentru evaluarea internațională a elevilor, cunoscut mai de toată lumea drept testul PISA, un profesor de matematică, în prezent pensionar, oferă o perspectivă despre declinul calității învățământului românesc în ultimii 30 de ani. Petre Apostol, profesor de matematică din județul Prahova, a publicat pe contul său de Facebook subiectele pe care elevii absolvenții de gimnaziu în anul 1985 le-au avut de rezolvat la examenul de admitere pentru treapta întâi, așa cum se numea atunci examenul de admitere la liceu. După cum se poate remarca, dificultatea subiectelor este cu mult peste ceea ce este în prezent, iar profesorul Petre Apostol este convins că nici măcar elevii de nota 10 nu pot rezolva exerciții pe care părinților l au primit la examenul de admitere în liceu în anul 1985. Subiectele de mai jos au făcut obiectul examenului de admitere la liceu în anul 1985. Dați spre rezolvarea aceste subiecte unui elev de clasa a noua care a avut la evaluarea națională nota 10 și vă garantez că nu ia nici măcar nota 5. Asta pentru că nivelul învățământului matematic a scăzut foarte mult. Pe de o parte, multe din noțiunile matematice Matematici au fost eliminate, iar cele rămase au fost mult simplificate, multe dintre ele fiind date elevilor fără demonstrație. Pe de altă parte, dificultatea subiectelor la evaluarea națională a scăzut foarte mult, scrie profesorul Petre Apostol. Subiectele date la matematică la examenul de admitere în liceu în anul 1985 au fost postate pe pagina sa de socializare. Acesta a declarat că este un test pe care îl puteți încerca fiecare dintre voi. Pentru pentru a putea evalua cât de multă matematică știe un elev din ziua de astăzi față de unul de acum 30 de ani.